99 minute, ascultați deșteptarea. Bun venit în arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Una dintre întrebările zilei și cel mai greu de răspuns la ea este ce cred rușii, oamenii obișnuiți din Rusia, cei 144 de milioane de locuitori ai țării, despre războiul care a început. Care e opinia lor? Ce știu despre ce se întâmplă cu adevărat în Ucraina? Încercăm să deslușim asta de foarte multă vreme, fiecare dintre noi, nu mă refer acum doar la presă, și oamenii care ascultă acum Europa FM, cu siguranță sunt curioși, sunt intrigați de acest lucru. Acum câteva zile am discutat la Libertatea, colega mea Alexandra Șerban a reușit să discute cu o cercetătoare rusă în științe politice și economie, o profesoară la Sankt Petersburg, care din 2020 face un doctorat în Franța și este mai liberă să vorbească. Dar are în continuare relații la facultatea din Sankt Petersburg, universitate, și printre sociologii ruși, atât cât mai sunt ei. Și ne-a relatat faptul că pe 1 martie a fost realizat chiar de către locuitorii ruși obișnuiți ai unui bloc un sondaj. Cum au făcut oamenii ăștia? În primul rând, ca să definim ce înseamnă bloc. E bloc în Rusia uneori, spune cercetătoarea, e un complex uriaș de 20 de etaje sau chiar mai mult, care poate include prin aripile nenumărate pe care le are aproape 20.000 de oameni. Deci aproape cât un oraș, cât un orășel din România, ca să vă imaginați dimensiunile. Oamenii au făcut pe propria rețea de socializare, pentru că Twitter-ul și Facebook-ul încă de atunci începuseră să nu mai funcționeze în Rusia, apoi au fost pur și simplu interzise, un sondaj. Au întrebat dacă îl susțin sau nu pe președintele Vladimir Putin. Practic a fost între ei făcut oarecum sondajul, de asta nici nu s-au temut să dea răspunsuri sincere. Rezultatul este surprinzător, pentru că din el rezultă că doar 40% îl susțin pe Putin integral, ca să spun așa, da? Și că aproape jumătate se opun regimului și restul sunt indeciși. Așa cum spunea și cercetătoarea, e un sondaj optimist. Nu știm dacă așa stau lucrurile în întreaga Rusie. E foarte greu de extrapolat un astfel de rezultat. Mai degrabă, spunea și ea și jurnaliștii din Rusia cu care am discutat, raportul poate fi invers, adică Putin poate avea o majoritate poate confortabilă în privința aprobării. Și de ce, ca să trecem dincolo de cifre la lucrurile concrete, la cazurile concrete pipăibile, de ce s-a ajuns aici? De ce, practic, un guvern care agresează o țară care vorbește aproape aceeași limbă, sigur, limbile sunt ușor diferite, dar ei se înțeleg unii cu alții, care au o istorie comună, deci de ce un astfel de guvern este totuși încurajat în continuare de către majoritatea populației? Și avem un caz absolut tulburător pe care oamenii îl pot găsi pe Libertatea, pentru că este realmente șocant. O femeie din Ucraina, venită în România, refugiată practic la București, da? Ea a venit din Harkov, al doilea oraș al țării, bombardat de peste o săptămână, necucerit încă de trupele rusești, cu o mare universitate. Acolo e o tragedie fără seamă, pentru că orașul este imens, are 1,4 milioane de locuitori, deci gândiți-vă la 75% din București, și e bombardat de peste o săptămână. Și femeia a fugit din Harkov împreună cu doi copii și a ajuns după un pelerinaj dureros în București, unde oamenii, în fine, s-au mobilizat, așa cum s-au mobilizat toți românii, stă într-un apartament și a povestit cum ea însă și-a fost șocată atunci când a discutat cu rudele din Rusia, din Crimea, zona ocupată de ruși, peninsula, sau din Belarus, aliații tradiționali și militari în momentul ăsta ai Rusiei. Și o să vă relatez trei episoade, trei dialoguri pe care ea, la rândul ei, le-a povestit. Primul episod. Un văr din Crimea, spune femeia, m-a invitat să stau la el, cât timp era la Harkov, da? Până când armata rusă va elibera Harkov, unde credea că naziștii ucrainieni ne țin pur și simplu prizonieri. Deci asta era percepția vărului din Crimea. Și anume, vino la noi, că acum ești în pericol, că dacă poți fugi din orașul unde te țin naziștii prizonieri pe tine și pe peste 1 milion de locuitori, până te eliberează armata noastră rusă și apoi te poți întoarce în Harkov.
o mătușă din Belarus cu care a vorbit la telefon, pentru că încă funcționează comunicațiile, a întrebat-o unde ești. Asta era deja un telefon care a avut loc când ea era în București. A zis, sunt la București, în capitala României. Și mătușa s-a blocat și a zis, păi ce cauți acolo la atacatorii noștri? Da. Ce cauți la atacatorii de la NATO? Pentru că în percepția mătușei din Belarus, practic orice țară NATO este o țară agresoare, care urma să atace și Rusia și Belarus, și ăsta era și motivul pornirii, sau ăsta este motivul pornirii războiului. În fine, un dialog, al treilea dialog real, povestit de femeie, cu rude chiar din Rusia, care, cât timp ea era la Harkov, nu înțelegeau de ce ea este speriată. A zis, rudele au spus, dar nu se întâmplă nimic la Harkov, spuneau ele din Rusia. Noi vedem aici pe televizor, nu se întâmplă absolut nimic. Așteptăm ca armata să dezarmeze Ucraina. Harkovul nu este afectat. Harkovul fiind bombardat. Femeia ce a făcut? A filmat ea însăși niște imagini cu oameni care muriseră în oraș din cauza bombardamentelor. Le-a trimis imaginele respective. Din momentul ăla, după mărturia femeii, rudele n-au mai răspuns. Și așa s-a rupt conchideea amar, practic o relație de familie care a durat zeci de ani de zile. Aceste trei episoade arată în mic așa efectul în mare al dezinformării, de fapt, și al propagandei rusești asupra propriei populații. Da. Din ce citesc și eu și din ce văd, Rusie, mă rog, rușii și belarușii sunt supuși de zeci de ani deja unui regim de propagandă mincinoasă de nivel, cum să spun, nazist, orwellian. Iar acum în Rusia, din punctul de vedere al posibilității de a mai găsi și alte informații, situația este totalmente tragică. Pentru că marile redacții au plecat de acolo, oricum accesul la ele nu era prea grozav, toate posturile TV sunt controlate integral de Kremlin, mesajul este acesta turnat în capul oamenilor de zeci de ani deja. Și atunci suntem în fața acestei situații imposibile în care mințile oamenilor au fost resetate și așezate într-o realitate, într-o irealitate paralelă. Așa e. Iar exemplul acesta coincide cu multe alte. Astea nu sunt mărturii singulare. Și tocmai faptul că nu sunt singulare și sunt zeci și zeci de mărturii care spun același lucru, arată că, de fapt, propaganda funcționează, cum spui și tu, Vlad, la nivel de masă. Acolo s-a creat de mult o masă critică favorabilă lui Vladimir Putin. Și cel mai dureros dintre dialoguri pe care l-am auzit reprodus dintr-un ziar internațional este între o fiică și o mamă. Fiica era în Ucraina, mama era în Rusia. Ei sunt extrem, extrem de legați. Adică din sondaj rezultă că peste 40% dintre ucraineni au rude pe care le consideră apropiate în Rusia. Vă dați seama ce legături de sânge, și nu numai de sânge, de economice, de amiciție, copii, bunici. Mama vorbea, fiica vorbea cu mama și îi spunea, fiica era de asemenea într-unul dintre orașele din estul Ucrainei, ca și Harkov, și îi spunea mamei, mamă, suntem bombardați. Și mama spunea, nu e adevărat, se pare ție, asta nu sunt bombe, nu, poate le aruncă ei ca să vă timoreze. Nu, mamă, nu sunt ei, adică nu sunt ucrainenii, vedem pe ferestrele orașului, vedem de unde vin rachetele. Mama tăcând câteva secunde povestea, fiica spune, păi bine, dacă și voi v-ați apucat acum să bombardați Donbasul. Da. Și fiica a închis telefonul gândindu-se, deci eram în situația în care practic mama mea considera că eu trebuie să fiu pedepsită ca civil, da, practic, și dacă e cazul chiar și omorâtă, pentru că există din 2014 un război aici. Și era absolut șocată fata. Practic era victoria ideologiei în fața vieții. Aș avea o completare aici, că cred că există undeva o mică, mică rază de speranță, dacă e să privim în trecut la un alt episod dintre acesta de agresiune rusească împotriva unei alte țări, mă refer la războiul din Afganistan, când și atunci informația era controlată, paradoxal nu era atât de controlată ca acum, sau nivelul de propagandă nu avea intensitatea de acum.
dar și atunci informația era controlată în vremea Imperiului Sovietic, însă realitatea a început să fie cunoscută de societatea sovietică la vremea respectivă, de țările din URSS, pe măsură ce din Afganistan se întorceau acasă soldații, că nu poți ține soldații pe front la nesfârșit. E firească o rotație. Și atunci zecile de mii de soldați care au trecut prin frontul din Afganistan și au cunoscut acolo realitatea, s-au întors acasă și au acționat ca difuzori ai adevărului, ai realității care contrazicea discursul oficial. Eu sunt convins că același lucru se va întâmpla și acum, pe măsură ce soldații ruși care au invadat Ucraina la ordini și fără să știe cei mai mulți dintre ei aparent ce trebuie să facă, ajung acolo și sunt confruntați cu realitatea de pe teren și cu manifestațiile civililor împotriva armatei invadatoare, ceva ce este uluitor, adică nu știu dacă cineva își poate imagina ce înseamnă să manifestezi împotriva unor trupe care trag focuri de armă în aer. Adică îți trebuie un curaj înnebunitor pentru așa ceva. Astea sunt lucruri care nu se uită. De ambele părți, pe măsură ce acești soldați se vor întoarce, vor începe să difuzeze realitatea, de asemenea, rudele, familiile și mamele soldaților ruși care sunt răniți sau sunt uciși în Ucraina în această operațiune militară specială, care se dovedește a fi un război de o barbarie inimaginabilă în Europa începutului de mileniu, și aceste rude vor schimba percepția. Mai am de adăugat doar atât și cred că e important, am văzut o enormă bășcălie, mai ales pe posturile de radio, dar nu numai, da, și la televiziuni. Și, domne, de ce suferim noi cu prețul la benzină din cauza a ceea ce se întâmplă în Ucraina? Am văzut un dialog fabulos pe CNN între un moderator extrem de incisiv, care l-a întrebat pe un congresman american aflat în Polonia, la granița cu Ucraina, și congresmanul povestea ce vede acolo, ce scene îngrozitoare sunt, și totuși rece așa și până la urmă lucid. Jurnalistul a spus, bun, înțelegem, dar explicați-le totuși cetățenilor americani cărora a crescut prețul la benzină cu 20%, a crescut prețul cu 20% în mai puțin de o lună, de ce ar trebui să suportăm noi un cost mare la stația de benzină? Și m-am gândit că răspunsul ăsta funcționează inclusiv pentru noi. Și senatorul american a spus așa, pentru că ce se petrece în Ucraina reprezintă o miză uriașă. Foarte multe lucruri, libertatea și în final viața noastră, depind de felul în care se vor sfârși luptele și cum se va finaliza întreaga situație de aici, din Ucraina. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tolontan. Acest război ne va costa pe toți. Nu noi l-am început, lumea occidentală. Suntem în defensivă și suntem sub atac și într-un război sunt pierderi, dar altă cale nu este. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.